Municipiul Sfântul Gheorghe împlinește anul acesta 555 de ani de la prima atestare documentară ca oraș, iar autoritățile locale au lansat un apel către cetățeni să vină cu propuneri pentru marcarea acestui eveniment. În urmă cu 5 ani, când s-au aniversat 550 de ani de la prima atestare documentară a orașului, au fost organizate un maraton de 550 de minute, un spectacol în care au cântat 550 de coriști și a fost dezvelită o statuie clasică a patronului spiritual al orașului, Sfântul Gheorghe. În acest scop, autoritățile locale au organizat o colectă publică, cerând fiecărui cetățean al urbei să doneze în mod simbolic 5 lei și 50 de bani, scrie vocea Transilvaniei.ro, prima atestare documentară a localității Sfântul Gheorghe, datează din anul 1332, dar în documentele istorice apare cu statut de oraș abia în anul 1461. Municipiul Sfântul Gheorghe, care astăzi are aproape 60.000 de locuitori, s-a dezvoltat în matca unui sătuc și a primit numele după Hramul vechi Biserici Fortificate.